Și suntem în legătură directă cu jurnalistul Constantin Uzdriș, colegul nostru de la Chișinău. Bună dimineața, Constantin. Pe surse, rapoartele sunt bune. La ce să ne așteptăm? Bună dimineața, da. Aceste surse au apărut încă de acum o lună în marele publicații europene. Politico a scris primul că la nivelul Comisiei Europene deja decizia este pozitivă pentru Republica Moldova. Ceea ce ne așteptăm în acest moment este acest raport de evaluare va fi pozitiv cu unele condiționalități sau doar va fi un raport pozitiv pentru Republica Moldova. Adică noi am avut 9 domenii, o listă de 9 domenii pe care trebuia să avansăm în ceea ce ține reformele. Aici vorbim, bineînțeles, de pachetul justiție, de pachetul administrativ și altele care încă erau cu mari întârzieri. Acum vom vedea. Începe negocierile, deci recomandarea Comisiei va fi să înceapă negocierile cu aceste condiționalități sau nu. Este interesant de văzut domeniile pe care am reușit să avansăm din vară și până acum când a început această evaluare și să vedem ce planuri vor avea și autoritățile noastre de la Chișinău pentru a depăși acele handicapuri, unde mai sunt probabil în această evaluare.